Adio buletinului care abia intră în portofel. Din luna august, românii vor putea avea carte de identitate electronică de mărimea unui card bancar. Acesta va include amprente, dar și imaginea facială. Noul buletin ne va scăpa de mersul la ghișeu pentru a obține diferite acte, promit oficialii din Ministerul de Interne, care lucrează acum la proiectarea lui, deoarece va conține și o cheie criptografică. Anual, zeci de acte false sunt descoperite de către Direcția de Evidență a Populației. Din luna august, acest lucru nu se va mai întâmpla, deoarece noul buletin electronic va fi greu de contrafăcut. Cartea de identitate actuală este confecționată după o tehnologie din anii 90. Păi, în cazul acesta e un lucru bun. Deși pe noi, cei mai în vârstă, nu ne mai avantajează și nici dezavantaja. Sigur, e un lucru bun. Mulțumesc. Având în vedere că nu mai e nevoie de celelalte lucruri, e un lucru bun. În acest buletin se va introduce și cardul de sănătate. Da, cu atât mai mult, cu atât mai bine. Va avea o dimensiune mai mică? Da, sigur. Se centralizează toate într-unul singur. Da, e un lucru bun. Da, dar nu este bine. Nu este bine, bine gândit. România a fost obligată de Uniunea Europeană să întărească măsurile de securitate. În premieră, buletinul va conține un chip, dar și elemente de securitate suplimentară, precum în Belgia și Germania. Se pare corect. Din acest an va fi obligatoriu ca toată lumea să aibă buletin începând cu vârsta de 12 ani. Taxa pentru noul act de identitate va fi de cel puțin 15 euro. E un lucru bun, dar asta ne trebuie acum. Când economia e la pământ, te băgați bani în economie, în altceva, nu în chestii de șes bune și ăștia, dar gradual, nu? Nu e corect. Mehedințenii au păreri împărțite. Unii dintre ei consideră că este o inovație care ne va face viața mult mai ușoară, însă alții cred că nu este momentul potrivit pentru așa ceva, având în vedere situația epidemiologică.